Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem două Silver Chest cu 143 de gold, Giant Snowball și Mega Minion. Încă un Silver Chest cu 135 de gold, Inferno Tower și Goblins. Mai avem un Golden Chest care are 556 de gold, Goblins, Dart Goblin, Firecracker și Battle Healer. Ok, ne-am luat și Star Points și mai avem aici două Crown Chest-uri. Hai să vedem ce avem aici. 1064 de gold, mai avem 3 gemuri, Trimusketeer, Valkyra, Mini P.K. și Royal Delivery. Ok, și încă unul care are 1108 gold, 2 gemuri, mai avem Skeleton Barrel, Royal Delivery, Hell Spirit și Battle Healer. Ok, bun. Haideți acum, pentru început, vedem aici că avem deja 3 misiuni in progres și hai să încercăm să facem una dintre ele. Băi, asta ar fi cea mai rapidă, să câștigăm folosind Trimusketeer, dar totuși putem să încercăm și să introducem o legendară, pentru că vom juca la 2v2. Așa că hai să punem Trimusketeer în deck. Vedem că l-avem la level maxim și o să înlocuim cred că Baby Dragon-ul. Hai să înlocuim Baby Dragon-ul. Vom pune și Lumberjack-ul în loc de Mini P.K. și hai să folosim și Bandita în locul Hog-ului. Ok, și vom juca un 2v2. Ar trebui să-l câștigăm. Avem toate cărțile maxate. Dacă avem noroc și încă o echipieră pe măsură, ar trebui să câștigăm acest match. Ok, hai să ne apărăm momentan de acest Hog. Mai tipul ăsta n-a pus nimic momentan. O să dau aici un freeze. Excelent. A pus cannon-ul acela din păcate. Nu. Ok. N-a fost chiar cea mai bună mutare. Stăm aici un Eros pe prințesă. Bun, și scăpăm de ambele muschetire. Se duce prințul. E oprit de Hog, din păcate. De Log. Și totuși lovește turnul, dar nu cu push. Să pun bandit aici. Să dea una din plin. Ok, și momentan avem cât de cât avantaj în match. Totuși cred că ar trebui să pun Trimusketeer-ele. Da, și o să le pun, cred că acum e momentul, dar le voi pune din spate. Acum, dacă el are un fireball, rachetă sau alt spell, s-a terminat. Ok, a avut rachetă plus log, un fireball plus log, s-a terminat. Da, nu o să mai folosim deloc acest Trimusketeer. Uite, avea și poison. În schimb, vom juca cu celelalte cărți. Hai să ne apărăm de Hog. Bun, și excelent a jucat acolo. I-am dat jos turnul cu mișcarea asta. Hai să punem și aici un freeze. Scoată Valkyra. Da, păi și ce bine a jucat-o cu freeze-ul ăsta. O să dea bandita un hit. Ok. O să pun muschetele să se împartă aici, o să scoat acel... Da, și-au făcut treaba. Nu, din păcate ne targetase deja pe... Și să vedem, a pus
pus Canon-ul acolo. Să dăm un Neros aici. Bun. Apoi încă suntem în avantaj. Să trimitem bandita. Avem frizul pregătit. Ok, din păcate a targetat pe... Da, tot se apropie de turn. Avem aici o... Valkyra. Ok. Spunem Lamborghini-ul. Spunem și bandita. Aia n-a mai apucat să se ducă. Dăm aici un freeze. Păcat că n-am prins și Valkyra. Ok, și ar trebui să apelăm mai mult la rachetă. Să dau aici un Eros. Da, și mai sunt 40 de secunde. Am ratat acolo acel freeze. Ok, punem bandita, punem și Valkyra, mai punem aici o Tesla. Ei, și trebuie să dăm racheta, dar din păcate nu cred că reușim să-i dăm damage. Da. Ha, degeaba mai încearcă și cu acele frizuri. Ne luăm bătaie, dar ne luăm bătaie la limită. Nu o să ne lăsăm. O să mai jucăm un meci. Băi, am fost pe aproape. Ne-a ajutat mult acea victorie. Hai să vedem dacă reușim de data aceasta. Fim un pic mai atenți, pentru că am avut meci în mână. Puteam să ținem de scor. Ok, o să începem cu Lumberjack-ul. Punem și bandita. Bam, scăpăm cu un singur hit. Ceea ce e destul de bine. Punem freeze-ul aici, s-a dus vinipeca. Și... Da, și reușim două hituri cu mini P.E.K.K.A. Îl cam doare un pic. De fapt, îi cam doare un pic, pentru că sunt doi. Hai să vedem aici ce o să facem. Nu, a greșit. A greșit acolo cu scheletonii. Mai bine puneam Mega Minion-ul. Dar oricum, ieșim binișor din acest atac. Să vedem dacă reușesc ceva Valkyrele. Una dintre ele va ajunge pe tur. Da, un singur hit probabil. Am tors acolo focul. Ok, mai punem și bandita, nu știu ce să zic. Cred că ar fi mai bine să așteptăm și să jucăm mai mult pe rachetă. Băi, nici nu știu. Na, trebuie să punem bandita. Oh, și n-am prins push-ul. Da, nu vom câștiga nici acest match. E destul de slab cu echipierul. Nici nu știu, o să încerc un push cu 3 muschetirele pe partea stângă. Are mini P.E.K.K.A. Dau ceva hituri acolo. Dar nu cât ar trebui. Ok. De ce nu pune golemul la odată? Puteam să punem trupe în spatele lui, mai ales acum că avem double elixir. Aia în sfârșit l-a pus. În sfârșit l-a pus și putem să atacăm pe două porți. Ok. Perfect. Perfect. Turnul din stânga ar trebui să fie scos. E,
nu chiar, dar mare foarte puțin la viață, dar nici timpul nu mai e suficient. Dar aș fi scos direct cu Eros-ul. A, da, degeaba acel, dar nu mai contează. Cât mai e? 500... Băi, dacă ar da și el un zap pe turn, cred că am... da. Și obținem victoria. Completăm quest-ul și ne luăm reward-ul de 20 de gemuri. Hai să vedem. Bun, 20 de gemuri. Băi, aproape îl completăm și pe acesta, cu Play Legendary. Și ar mai fi încă 10 gemuri. Bun, haideți să jucăm și un match în challenge. Eu am mai jucat unul ieri. Am filmat episodul, dar am hotărât să nu mai pun, din păcate. Pentru că au fost 3 înfrângeri. Una în arenă, una la war și una în acest challenge. Hai să vedem. Pune și Wizard-ul. Avem suficient elixir pentru freeze. Da, rămâne Valghira, rămâne și Wizard-ul. Și reușim un singur hit cu... Și să punem Baby Dragon-ul. Hai, scăpăm binișor din acest atac. Avem avantajul momentan. Să pun aici o Tesla din nou. Și trimitem Lumberjack-ul. Ah, n-a păcălit dragonul. Aș fi vrut să atragă dragonul acolo. Ok. Da, vom scăpa de acest atac. Dar după ar trebui să ne apărăm cu altceva. Și cred că vom folosi Valkyra. Sau mai bine, opa. Hai să jucăm așa. Important e să scăpăm de balon. Da, și-a dat degeaba acel fireball. Adică oricum mi-ar fi scos bomba de la balon. Mi-ar fi scos magical-ul, wizard-ul. Și dintr-o dată nu mai stăm la fel de bine. Dar e ok momentan. Hai să dăm... Dăm și un fireball aici. Ok. Avem din nou un mic avantaj. Da, s-a dus pe turn acel healer. Să punem Valkyra în față. Dăm din nou un fireball acolo. Aș putea să pun un pic mai repede freeze-ul și mai țineam în viață acel Baby Dragon. Hai să ne apărăm din nou. Ok, să punem și Wizard-ul. Scăpăm de balon. Scăpăm și de... și de Skeleton Dragons. Ok... Da, trebuie să dau fireball aici neapărat. Punem Tesla din nou. Să punem Wizard-ul. Ok, băi, și ce match pe munchi de cuțit. Acum fireball ne va scoate acel Wizard. Să punem Baby Dragon un pic mai departe. Trimite-l la Lumberjack-ul. S-a picat fix în același timp cu... fireball-ul lui. Ok, trebuie să dăm un freeze aici. Bun. Ok. Să punem din nou Wizard-ul.
n-ar trebui să ajungă, da? N-ajunge damage-ul de pe... de pe bombă, pe... Stăm și un fireball. Trimitem bandita, dăm și un freeze aici. Punem lumberjack-ul. Mai punem un baby dragon. Mai dăm un fireball. Și intrăm într-un mic avantaj. Și punem și freeze-ul. Și-a dat pe lângă. Aici s-a terminat pentru el. Nu cred că mai are alt spell. Oricum vom da un nou fireball pentru siguranță. Mai sunt 5 secunde. Ar fi avut o șansă cu acel... dacă nimerea acel fireball un pic mai devreme. Dar din păcate n-a reușit și noi câștigăm. Ok, bun. Hai să ne luăm primul reward. Avem 50 de mortar. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!